Motiv de mare bucurie în gala de sâmbătă, căci băieții au decis. Cosmin și mama lui au revenit în casa mireasa. Mai vrei să îmbrățișez pe cineva, Cosmin? Pe toată lumea. În mod special pe cineva? În mod special, bineînțeles, pe Alexandra. Ești concurent cu drepturile de pline, te rog să mergi și dumneavoastră, doamna Robertina. Bine ați revenit în casa mireasa. Dar bucuria n-a ținut prea mult. Cosmin avea de făcut câteva reproșuri iubitei lui în urma task-ului cu cătușele. Adică am nevoie de cineva 100% ok lângă mine. Și la ce te referi că nu sunt ok? Pur și simplu, că nu am fost eu în casă aici cu task-ul, cu... Am fost obligați. Trebuie să fiți legați de mâini unul cu celălalt. Chiar e indiferent. Dar nu contează, nu. Eu dacă eram eu, ce nu, da, nu, frate, sar gardul, văd eu ce fac, nu. Mai ales că, adică și tu în 5 zile ai stat și ai răscoară, nu asta ai făcut în 5 zile. Iubire pentru tine o fac. Cel mai tare ce m-a deranjat e că eu am ieșit din casa asta din cauza omului acela. Și de ce? Pentru că ție ți-aducea numai jigniri și de asta m-am încertat cu el, că eu n-am nimic cu Aaron, da? Și tu stai și râzi cu omul ăla. Cel puțin acum eu n-am cum să am încredere în tine, e zero. Eu am impresia că tu nu vrei relația asta sau poate ăsta e stilul tău. Faptul că mai râzi și mai glumești cu altcineva? Felul în care râzi și glumești cu altcineva? Da, ăsta este felul meu. Ok, asta am înțeles că ăsta e felul tău. Deci ca să înțelegi, nu vreau vreodată să avem vreo discuție la modul să fiu și eu catalogat posesiv, nu pun lesa nimănui, nu sunt posesiv, nu am o mentalitate, mă bazez pe niște criterii, prin, nu știu, niște principii, pe niște principii, exact, și, pur și simplu nu pot să ies din alea. Cui nu-i convine, nu e obligat să stea cu mine. Dacă am venit de gagică reală, da, e totul perfect. Nu, am venit de gagică reală. Sper că e destul de clar chestia asta. Pentru că dacă eu în tine nu am cum să-mi prind încredere aici, acasă e jale. Nu ai cum, pur și simplu, nu există așa ceva cu chestia asta. Adică eu plec acasă, știm foarte bine cu toții din cauza cui și de ce și tu n-ai nicio treabă. La fel, priviri, chestii. Pe mine, cu mine nu merge așa. Dacă vrei să fii hoață, poți să fii hoață cu cine vrei tu. Priviri, chestii, înțelegi? Cu cine? Cosmin, dacă le spui, le spui cu subiect și predicat. Tu n-ai făcut nimic greșit. Nu, din punctul tău de vedere. Ok, te întreb. Era același lucru? Dar nu țipa la mine, că nu țip la tine. Dacă vrei să purtăm o discuție. Nu țip la tine. La fel, după ce s-a terminat cu mărțișorul, vă luați în brațe pe aici. A, mă, Alexandra, că nu e. Eu ți-am zis, vrei să fii hoață, ieși cu cine vrei tu. Nu te obligă nimeni să faci nimic, nu-ți spune nimeni ce să faci, nu te schimbă nimeni cu nimic și nici nu vreau asta. Eu nu vreau o persoană lângă mine pe care să o modelez cum îmi doresc eu. Să fac după tiparul meu. Nimeni nu o să mă modeleze. Nu, ca să nu iasă discuții. Nu o să mă schimbi și nu o să-mi schimbi o virgulă din caracterul meu și din persoana care sunt. Uite, vezi, încep să țip și mie nu-mi place. Și legat de principii, acum, dacă totul o așa, și eu am spus ferm de la început că nu accept acturi de violență, dar totuși mi-am încălcat principiile. Și da, și de ce te buflești râsul, te rog, să-mi explici. Mi se pare amuzant că zic, abia acum te-ai trezit tu să spui chestiile astea. Înseamnă că eu sunt ăla prost, trebuia să-l las pe ăla, să te jignească, să te facă, să audă toată lumea la televizor cum îți băga ție mâna în chiloți. Bun, dacă nu înțelegi, ia-ți momentele tale de reculegere și gata. Nu trebuie să mi le iau. Problema, crede-mă, că e la tine. Nu. Problema e la tine, crede-mă. Mai spune o dată chestia Problema asta. E la tine. Marș. Ce? Ce ai zis? Alexandra, ce ai zis? Și după ce discuția a divagat și după ce și-au spus vorbe grele unul altuia, Alexandra m-a încercat timid un dialog cu iubitul ei. Vino puțin. Cosmin. Dacă tu crezi vreodată în viața asta, poți...
dacă dialogul cu Cosmin a eșuat, în timp ce acesta hotărâse să se distreze cu băieții, Alexandra căuta consolare în brațele doamnei Robertina. Ce? Este ok sau da, nu? Da, da, da. A leșinat. Azi e ok așa, că eu am plecat din casă, așa a simțit-o el. Îți spun un secret. Cosmin în continuu mi-a spus. Este cea mai frumoasă fată din casă. Dacă tu crezi că acest băiat, care întâmplător e băiatul meu, merită să lupți pentru el, fă tot posibil. Atâta vreau să fii tare, nu să termină nici relația, amândoi. E, aici avem mai multe de discutat. În primul rând, la mulți ani, Aron. Mulțumesc. Să fii sănătos și să-ți găsești asemenea jumătatea. Undeva. Din cauza cui ai plecat tu din casă? Că n-am... Principiul din cauza mea, din cauza gestului pe care l-am făcut. Da, asta voiam să... A, bingo! Am mai specificat chestia asta odată, dar nu s-a arătat toată discuția noastră. Am mai avut o discuție. Colegii mei sunt de vină, spun, de fiecare dată spun asta, da. Hai să luăm așa, nu vreau să lăsăm fraze neterminate și neexplicate. De ce crezi tu că Alexandra e de vină? Că vina e la ea? Pur și simplu, am spus și în... Am niște principii, am niște idei în cap, niște, nu știu. Și pur și simplu pe alea mă bazez și alea vor fi. Nu obli pe nimeni să stea lângă mine. Nu există, la mine nu există asta. Să vorbesc. E bine să ai principii în viață, să te ghidezi după ele, dar de ce vinai la ea? La mine nu există să mai vorbesc cu fostul, cu fosta și nici nu. Băieții știu foarte bine, eu nu vorbesc aici de foste relații, de... Nu. Trecutul e trecut. Pur și simplu, pentru mine contează prezentul și ce va fi de acum încolo. Da, dar pe de altă parte ești conștient că suntem diferiți. Adică corect, dacă tu ești așa, nu poți să pretinzi altcuiva, nici măcar iubitei tale, să nu mai vorbească cu fostul. Mai ales că stă în casă cu fostul. Pe mine m-a deranjat mai tare că acum dacă poartă o discuție cu el, n-am nimic împotrivă, tocmai. Eu i-am cu domnul psiholog, după ce le-a spus domnul psiholog să poartă o discuție, am fost și eu foarte de acord. Deci nu de acord, foarte de acord așa se întâmplă chestia asta. Doar că pe mine m-a deranjat că eu eram acasă, da? Și din cauza... Erai acasă, erai în izolare. În izolare, da. Nu mai eram în casă, să zic așa. Și discuțiile mele cu Aron au început de la Alexandra. Nu că e vina ei, dar pur și simplu eu așa am simțit să-mi apăr aproapele. Da? Cu vorbele pe care le-a scos bun, eu prin concret casă. Concret ce te-a deranjat? Că a participat la task împreună cu Aron, deși Lucy propusese să facă un schimb și să exact intre și Alexandra la mărțișor, aia a fost la mă, cu mucenicii sau da, ceva de genul. Uh-huh. Și celălalt nu am avut de ales pentru că eram afară și asta când am intrat în casă, deja se trânsă la soț. Puteam să spun că mă deranjează că au fost la un date. Nu mă deranjează că au fost la un date. Sau păi l-au câștigat. Cum? L-au câștigat. Da. Bun, deci tu spui că ar fi trebuit atunci să-l refuze pe Aron și să facă echipă cu Andrei. Eu asta aș fi făcut, nu mă interesa nici de staff, nici de sărea în gardă. Da, uite, hai să întrebăm, de ce n-ai făcut așa? Să stau împreună cu Andreea, spre exemplu. Alexandra. Da, așa am considerat eu momentul în care, bine, la început chiar nu am vrut să particip. Eu eram chiar afară din bucătărie și m-am rugat, doamna Leonora, cred, te rog frumos, intră în bucătărie și faci echipa aici. Acum cu voi știți că task-urile nu da, se fac. Da, sunt obligatorii. După ce am câștigat, am încercat să oferăm premiul altui cuplu, dar nu s-a putut. Și
nu știu, am simțit că oricum, probabil, din punctul meu de vedere, m-aș fi certat mult mai mult cu Andrei, pentru că și-au aruncat și ei vorbe și nu consideram să stau în echipă cu ei. Ți se pare o explicație plauzibilă? Deloc. Cum eu am primit o a doua șansă, așa vreau și eu și ea să oferim, nu știu, relații, o a doua șansă sau să trecem peste tot ce s-a întâmplat în săptămâna trecută și să vedem ce e de făcut de acum încolo și cum va decurge de acum încolo. Dar cu la fel, dacă ea crede că e ok să fie hoață și să... Chestia aia cu... Că la fel ai spus aici în live, de-abia se arătase că Lucy ți-a spus ție că poți face schimb. Da, și am spus, și da, am spus eu, da, e ok, mie, așa. Mie chestiile astea nu-mi plac, pe fața așa să minți, mie nu-mi place. Dar nu am mințit cu absolut nimic, am considerat eu că a fost mai ok așa pentru mine și atât. Ok. Ție ți-a căzut lumea în cap? Nu. Am avut o discuție cu băieții aseară și am spus că pe mine în casa mireasa nu mai are ce să mă supere sau să mă vede supărat, trist, nu mai am așteptări de la nimeni. Tocmai ai fost. Nu, după mi-am văzut de... Na, am încercat să mă distrez cu, la petrecere. Inclusiv cu Aron, la miezul nopții. Inclusiv, când... da. Cu toată lumea am spus, eu cu Aron nu am nimic și nici el nu cred că are ceva cu mine. S-a văzut destul de clar că am fost deschis și am întrebat. Păi și atunci ce facem cu Alexandra? Că am picat acum, eu și... Nu. După cum ai spus tu, Alexandra e de vină. A spus că are o problemă. Problema e la tine, ai spus. Da. Care e problema ei? Am spus ce m-a deranjat. Nu, e normal. Nu există așa ceva. De ce ai avut un moment în care te-ai dus la doamna Elena, ai îmbrățișat-o și ai șoptit? Da, am auzit-o, dar nu i-am șoptit. I-am spus că bunii, ce dreptate ai. La ce? Nu, mi-a explicat Alexandra. Avea dreptate la remarca pe care a făcut-o referitoare la Alexandra, că-i fug ochii? În niciun caz. Dar explică, pentru că ce vrei, lumea speculează. Păi da, speculează, nu știu, să speculeze. Eu n-am avut nimic de... Nu, cu ce are dreptate doamna Elena? Cu unele chestii așa, dar nu... Așa mă bag eu în seamă prin casă. Cu ce faceți doamna Elena? Ce dreptate aveți? Nu știu, nu era ceva de... Dacă era așa, puteam să deschid subiectul direct cu doamna Elena atunci să spun. Doamna Elena, știți că ați avut dreptate când... Ia scoțea. Mie nu-mi place. A, știu că în unele momente las loc de interpretare, dar aici nu era cazul. Da, mă rog, mi se pare că ai scăldat-o un pic, având în vedere că acum sunteți împăcați. Marș? Da, într-adevăr, cuvânt urât, dar am spus la nervi, nu, chiar nu accept să mi se arunce așa vina toată pe umerii mei sau să mi se zică că sunt eu problema, sunt... Bine, aveți multe de discutat voi doi, da.